Altfel? S-a nu că te văd propus s-a... așa. Tu te știi? Banii pe mobil, dar scumpă. Am văzut nu vorbim așa, nu, vorbi cu păcat. Nici nu știu dacă s-a mutat. Dar nici nu știu dacă e mobila. 8.000 de euro în pat. Bă, lasă-l, bă, ce așa face, scrie bă, presa, bă, da, bă, da. Scrie. Ăla care crede ce scrie în presă merită să creadă. Ei, mai merită. Bine întrebăm din la sursă cum se face din punct de vedere jurnalistic. 8.000 de euro, Daniela Gheorfi. Are pufăitul ăla că l-a văzut într-o zi, deci m-a pufnit. Să știi că îți mai trimit câte un mesaj, da, da, nu știu ce, nu știu ce. Când le dădeai tu la fetele alea pe lângă cu pof, cu alea, cu Ana, da, da. Dacă vrei, ia uite, aveți o masă gata. Forma... Nu, ma... mami, deci să ne înțelegem. Să ne înțelegem. Să ne înțelegem. Da, știi că m-a sunat prietena noastră, Alina, și zice, bă, ai pat de 8.000 de euro? Și am făcut socotarea, am 3 dormitoare ori 8, după părerea mea 24 de matematică, și care le știu eu, numai 4. Mă, dar patul tău din dormitorul da, tău. Da, patul meu din dormitorul, dar ca să dorm pe jos, ca la țară, nu s-o putea. E rotund? Nu e rotund. E dar m-am, nu, eu mi-am luat mobilă, că tot am fost la Reghin, la prietenul meu Florin Vos, am împreunat studioul, deci tras melodii, cu... mobilă și m-am dus ieri și mi-am făcut, deci am dat și la bucătărie comandă, mi-am luat și lustre la jumătate de preț de București. What? Stai mă, Țucurică, stai să luăm de la început. Da. Deci tu te-ai mutat în casă nouă deja? Încă nu sunt mutată, că da, iertați-mă, n-am saltele, adică... Dar ți-ai cumpărat casă nouă, asta e ideea. Da, ne-am luat o casă, da, 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 ne mutăm. Și început e în București sau cu... în zona? Otopeni, pe acolo, pe la Petrești. Lângă. Bun, lângă. Da, da. Eu sunt foarte și mulțumită, liniște. Apropo de toate prețurile, deci este o casă, nu ca lui Teo, dacă vreți ca să mă întrebați pe mine. Ai fost nu zic nimic. N-am fost niciodată la tine, dar am auzit că doar nu sunt blondă. Stai surioara mea, că ți-o explic. Deci intri, așa. Living, așa. Asta mi-e Sfânta Cruce, adică să nu crezi că... Am crezut bucătărie. Că e ceva așa, o masivitate. Știi de ce? Suntem două. Trebuie să fii tâmpit să-ți faci un mas tot. Așa, bucătărie deschisă. Da, open space. Open space, 3 dormitoare sus și asta e tot, cu 2 băi. E, adică nu-ți imagina că... Într-adevăr, am, adică una peste alta... A ta cum e? O să vă arăt când o să fie într-o formă. Deci tot așa, open space jos. Nu, cu este la parter, este un fel de apartament casă. Bun. Da? Am și o curte, o... Și eu la fel. Așa, și o terasă, zice ceva să, micuț. Nu-mi place curte mare, nu-mi place. Nu, ceva foarte micuț. 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 100 de metri? Nu știu ce înseamnă. Deci nu. Nici eu nu deci știu. Casa are... Cât să... Cam de aici până... De aici până aici. Nu. Mai mult. Are, mă, are că ai mai multe decât de mine, că mie nu-mi place să stau... Dar nu, nu, este făcut totul. Adică nu, nu, noi nu facem decât să vreau... Mă, de când trăia mama mea, aveam și noi amândouă, zic, băi, mamă, de-abia aștept, că tot îmi spunea, hai să ne mutăm și la o casă, hai să schimbăm locul, nu știu ce. Nu am mai apucat în sfârșit, dar i-am spus lui George, dacă vreodată mă iubești pe lumea asta, mă, vreau și eu să ies pe terasă, să trag așa geamul sau ce-o fi ușa de la balcon pe românește, ce-o fi să dau deoparte, să beau și eu o cafea, să pot să stau dacă vreau dezbrăcată, că aici e problema în București. Deci, să spun niște țoale, niște trențe pe tine că dacă te enervezi și da, tu te întinzi și eu mă întind cu mâna, dăm la un moment dat noroc, știi, te atingi. Da, se schimbă foarte ușor uleiul, să știi. Da. Și zahărul, când ai nevoie de la vecinul din blocul de lângă. Vedeți ce înseamnă, stimați telespectatori, să fii bogat cu adevărat. Daniela Gheorfi, dacă vrea să bea cafea, și cumpără casa, mă. Nu, 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 nu. Pentru ce ți-ai cumpărat casă? Ca să bea o cafea în ea. Ca să bea o cafea. Merg și eu după atâția de zile de... Ca să stau dezbrăcat cum vreau, mă. Da, să știi că și asta e o problemă. Să mergi în casă, pur și simplu... Acum, ce vrei, am fost foarte săracă, nu uite unde am plecat și nu sunt bogată. Dar văd că ți-e și puțin rușine, adică ți-e jenă să vorbești despre asta. Da, adică ți-ai luat o casă? Mi-am luat o căsuțică. O căsuțică, să pot să beau și o cafeluță mică, proastă. Da, proastă. Dar nu e normal să-ți iei o casă la cât ai muncit de o viață. Muncești de o viață, cum să nu fii fericită? Da, dom'le, mi-am luat casa visurilor mele, care are 3 dormitoare, pat de 8.000 de euro, apăs pe buton, se ridică tavanul. Nu, tot așa v-am spus. Deci ce înseamnă ardelenii? Înțelegi? Mă duc la Reghin, am vorbit
cu Maria. O să-ți iei și o vioară. Vreau așa, și... da, știu, toată lumea Reghin, la Reghin cu vioara. Am cântat la violă și viola era de la Reghin. Am zis, păi m-am trezit cu mobila deodată peste 3 săptămâni. Eu am și uitat, pentru că sunt un om bătrân. Înțelegi? Pac! E, ești de prea mult în București. Da. În București, dacă îți promite cineva 3 săptămâni, sunt 3 luni. Da, uite, ai punctat foarte bine. Și vorbeam cu Florin la studio, mă plângeam eu cu soția lui, cu Luminița. Bă, ce să mă fac de lustre, că m-am dus unde? Mă uit la lustrele alea de le... că trebuie, deci am înălțime 3,20 m, deci îmi trebuie corpuri de iluminare să târne. Cu cristale. Unde să mă uit, că mă uitam numai, zicea George, nu te uiți tu în partea stângă, de ce te uiți pe dreapta, uite-te pe stânga, că mă uit la ce era mai scumpă lumea asta, știi? Adică, normal, că orice om își dorește. Nu, deci suntem în, ne-am încadrat și ne încadrăm, suntem ok, îi mulțumim lui Dumnezeu, nu mă plâng, că dacă m-aș plânge înseamnă că dacă și de asta mă plâng, ar fi cu mă lasă. Dar mâine aveți eveniment în familie. Da, mâine este ziua lui George, da, ce crezi, că mâine împachetăm. Da, poți să-i faci acum cheful, o dedicație. Da, poți să-i cânti ceva. Ce să-i fac? Asta cu visele, compusă de colegul meu Florin Vos, îi mulțumesc din suflet. Și să știi că este făcută pentru... Știi că ți-am trimis prima dată ție melodia? Da, și mi-a și din când în când, când mai fac așa o melodie, eu termin lui Teo. Dacă ea zice, dacă ea... Că știi că stau așa, că la telefon, știi? A zis ceva, n-a zis nimic. Bine că ai spus, o să-ți trimită numai emoticoane fericite. Nu, nu trebuie, că mie îmi place că noi ne cunoaștem. Mami, tu ești mic, da? Nu te băga între prietenia noastră. Aș vrea doar dacă vrei să cântăm piesa acum, să auzim, că dacă nu s-ar putea să nu mai avem. Haide să cântăm. Hai să cântăm. Și poți mai povestim, că ne mai luăm. Da, în spate, da. Nu, aici povestim. Când ce ne întoarcem pe canapea. Hai să cântăm, hai să ascultăm piesa. Dedicație pentru George, da? La mulți ani. Ziua lui. Bravos! Hai să poți noroc cuiva, vrei? Da! Dacă vrei, atunci hai cu mine. Azi că am dat singur. Normal! Poftim? Am dat singur. Bravo, Daniela, și m-a văzut. Bravo, n-are nimic. Că nu te-a văzut. Nu cred că-ți place. Tu ești manelist. Da, dar ce mă minți, de ce mă minți? Mama mea, mama mea, micuța mea. E altceva. Hai, pe care parte mergem? Noi stăm aici. Trei cuvinte, dacă vrei, îți aduc mie. Adela, e un concurs adevărat, pe care, în care noi nu trebuie să facem mare lucru, doar să vedem ce face softul nostru. Că avem un soft care se ocupă. Care zice el ce vrea. Asta. Și softul îți zice care e minimumul de oameni care s-au înscris, adică unul, și maximumul, adică cam cât avem noi în momentul ăsta. Stai să vedem, să vedem. Ar trebui să fie peste 100.000, deci 150.357 de persoane în momentul ăsta. Și în momentul în care tu zici să genereze un număr, el va genera. Să zic eu un număr. Nu, tu zici generează. Generează, mă! El va genera numărul și l-a generat. 114.411, care corespunde, da, în oglindă, care corespunde unui număr de telefon. Noi sunăm și zicem al. Zicem al. Da. După care verificăm dacă persoana care a răspuns știe cele trei cuvinte pe care noi le știm. Le-am dat de-a lungul emisiunii. Le-am zis. Când ai zis tu. Acum nu le mai zice. Nu. Că le-am zis. Păi cât să zici? Cât să și zici? Ai zice o dată, zice doar. Care a reținut, care nu. Care nu. A pierdut banii, care mâine. A pierdut. Da? Pentru că noi dăm în fiecare zi câte 1.000 de lei. Hai. Deci Daniela e gata să vă țină pumnii și să vă poarte noroc. Doamne, căutăm, ajută. Sunt 150.000, peste 150.000 de înscriși. Așa că softul stă și sucește și învârtește de îi zăpăcește să scoată 1-1-4-4-1-1. Ce da, tare. Da. Foarte tare. In the mirror. Și acum scoate un tu din ei până când ajunge la într-o fracțiune de secundă. Un cuplu, da, bine. Da, ca cuplu. Să fie bine. Pentru că e ziua lui George mâine repede, ea s-a gândit la cuplul lor. Și ziua îndrăgostiții. Dar tu ce ai luat cadou? Multă dragoste. Multă dragoste, îl pup și eu și Maria de nu se vede. Și cu e pe 16 ziua lui Maria, ce vrei? Deci facem așa. Da, le combinăm. Hai să vedem. Maricela Liliana Severincu. Hai să vedem dacă Maricela Liliana este acasă. Imediat o sunăm pe Maricela să vedem dacă ne face bucuria de a și ști cele trei cuvinte și apoi cu ajutorul lor să alcătuiască un enunț care să fie cu sens. Vedem dacă sună la Maricela. Sună la Maricela. Sună? Hai că imediat vedem. Fii atentă. Yeah. Maricela, bagă telefonul undeva unde e semnal. Da, Maricela, tu te mai pe balcon. Asta e. Lumea știe că am o mare.
companie. Să-mi dai un telefon din când în când. Alo, Maricela? Alo! Da? Bună, de la Canal D suntem. Te-ai înscris tu la un concurs? Trei cuvinte, dacă vrei, ți-aduc 1000 de lei? Da. Ești cumva la televizor în momentul ăsta, în fața televizorului? Da, n-am reușit să mă uit. Nu-i nimic, data viitoare îți mulțumim tare mult și nu uita să te scrii din nou dacă vrei să încerci iarăși. Că să, se poate. Mulțumim mult de tot. Și șansa asta și să o pierzi. Trenul ăsta în care te strigi. Uite, mai dăm Să mai generează. Da, să mai se generează. 58.646 a generat deja. Imediat dăm un telefon și sperăm că persoana cu pricina s-a uitat. Zic alea, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă și în traistă. Trebuie de asta. Adevărat. Trebuie să înveți mami, că altfel, că de asta sunt comunistă. Că dacă nu înveți, uite așa, stai și aștepți. Ce să mai aștepți? Cum să te scrii la concurs să nu fii acasă? Da, să te sună doamna Teo și să nu zici ale. Da, cum să te sună doamna Teo? Ce treabă? Poate avea o treabă, avea o urgență. Da, normal, normal. Fiecare cu treaba și a pierdut șansa. A rămas toată piesa ta în minte. Mi-ai băgat-o în subconștient. Când ai zis că mi-ai băgat-o în subconștient. În subconștient, Maria Temneanu. Da, da. Mărioară. Măriuță! Măriuță! Te rog, Maria, te rog, răspunde! Pune cuțitul lângă tocător, nu mai tăia ceapă, pentru că noi suntem aici. Concentre-vă! Sau, poate, cine știe, lucrează în industria aeronautică, lasă Dumnezeului! Lasă nava deoparte! Lasă nava deoparte, că avem și noi parte pentru tine! Că cine parte, parte face! Ia să vedem! Maria, Maria... Maria. Alo, doamna Maria Temneanu? Da. Sără, doamna. Așa, doamnă, îmi place. Vă uitați la televizor? Da, mă uit la televizor și mi-a văzut mâinile și nu mai pot. Taran, bravo, doamnă, felicitări! Ia uitați, v-ați jucat, ați răspuns! Noi le stăpânim. Ne liniștim și ne aducem aminte împreună cele trei cuvinte ale zilei. Da, top, sacrificii și român. Bravo! Bravo! Da. Ne suportă. Hai să facem împreună o propoziție, o urare, o ceva. Da. Da. Mulți români fac sacrificii să ajungă în top. Excepțional! Și vreau să vă mai spun un lucru important. Români sportivi, am uitat. Exact așa, pentru că noi așa am început emisiunea. Ne-am gândit de la Paul Georgescu și olimpicii lui să pornim în acest demers, astfel încât cineva la sfârșit, am sperat ca cineva la sfârșit să facă această propoziție pe care ați făcut-o dumneavoastră. Deci, reciproc, ne-am îndeplinit visul. Și vă mulțumim mult. Câți ani aveți? Da, și eu vă mulțumesc. Câți ani aveți? Și eu vă mulțumesc. 68. Și sunteți din? Botoșani. Din Botoșani. Mă bucur tare mult că ne cunoaștem în felul ăsta fericit și vreau să vă întreb așa, între fete, ce ne luăm de banii ăștia? Ce e să mai, eu am doi nepoți și medicamente pentru mine. Oh, îmi doamna pare Maria, tare. Pot să vă întreb și ceva așa, că eu sunt mai din topor. Cât aveți, doamnă, pensia? Cât aveți pensia? Am avut 800, am unii făcut 1000. 1000 de lei? Da. Doamna, ați mai luat o pensie de la noi luna asta, doamnă. 1000 de lei, da, mai aveți o lună în plus. Da, mă ajutat foarte mult, dar. Să vă fie cu noroc, doamne, să vă bucurați de bani. Mulțumesc din suflet. Noi vă mulțumim și mai mult. Vă îmbrățișăm și nu uitați, nu închideți telefonul. Să nu închideți telefonul. Pentru că vor fi colegii noștri, vă vor prelua datele și banii vor ajunge în scurtă vreme coloșa. Ei, am făcut o femeie fericită, domnule. Bravo, mi-a plăcut. Mă bucur foarte mult. Și când aud sumele astea, știi că stăm și facem niște socoteli, când aud că au pensii 8 milioane, 10 milioane, adică, mă rog. Te întreb cum oare reușit să trăiesc. Da, pentru că... Și medicamentele.
asta vreau să spun, când ești la, când, nu neapărat când ești la bătrânețe, în general când ești bolnav și ai nevoie de medicamente, să te ferească bunul Dumnezeu. 1. 2. Nu știu, cred că la voi este la același lucru. În pandemie toate s-au scumpit, adică eu care, eu nu țin cont. La toată lumea s-a scumpit. Du-te la supermarket. Deci ce luam, să zic, cu 5 sau 10 milioane, acum eu așa într-un ceva micuț și plec și... Cât te costa un coș înainte de pandemie? Când te duceai la casă? Nu știu, să zic că dădeam între 7, 8 milioane, 10 milioane. Și cam acum? Așa. Păi și acum, dacă, de exemplu, vreau de banii ăștia să cumpăr ceva, cred că cumpăr la un sfert ceva de genul ăsta. Adică, cu siguranță, la câteva zile, eu trebuie să mă duc să cumpăr. Știi, adică... De-aia și eviți tu să vorbești despre prețurile pe care le-ai... Nu, stai puțin, nu fac parte din categoria de oameni bogați, știu. Că pentru mine noi suntem cam pe acolo, știi? La... Acum, nu știu, mă uit în partea asta, știu că are ceva la... Tu ești mai bogat decât noi, nu știu din ce cauză, dar în sfârșit, asta e altceva. Da, pentru, acum vorbim serios, da, omorâți-l, viața în general este grea. Omul care muncește cinstit, indiferent ce meserie are, că sunt artistă, tu ești prezentatoare, nu știu ce-o-i fi, bursucul e nu știu ce, indiferent și femeie de servici, orice pe lumea asta ai fi ca meserie să lucrezi, e foarte greu din salariul acela care tot laut vehicul 15 milioane, 20 de milioane, pe numai întreținerea, adică în pandemia asta ne-am făcut un calcul, vă spun sincer, dacă nu ne prindeau cu bani, era... Și după aceea ne-am făcut socoteala, mă, dar cât cheltuim noi pe lună? Și când am făcut socoteala, m-a apucat în... Că zic, aolo, și mă gândesc mai departe, adică eu sincer să spun, sunt artist, dar mă gândesc mai departe, ce fac? Am 50 de ani, stai așa puțin, că o să cânt, dar să dea Dumnezeu să cânt cât o fi să cânt, dar... Ai făcut vreodată problemă în legătură cu asta? Ce se va întâmpla atunci când o să mai vrei cânt? Să cânti? Când o să mai vreau eu să cânt? Da. Nu cred că o să mi se întâmple lucrul ăsta, dar clar, ca să cânti trebuie să fii într-o formă. Da. Te poți duce dărâmat pe scenă, să te sprijine de oameni și tu să cânti. Încerc acum și îi mulțumesc lui Dumnezeu că, indiferent cât de greu ne-a fost, o să avem și o altă afacere, o face George, eu cu cântatul, și spun sincer că mă gândesc să mai fac încă ceva, care să-mi genereze o sumă pe lună, plus că eu am carte de muncă. Deci eu am carte de muncă de când eram însoțitor la mama. Știi că puteai să ai carte de muncă la un invalid de gradul 1. Și așa sunt eu de la 18. Cât o să ai pensie, mă, mică? Ți-ai făcut 5 milioane sau 5, nu știu, 8 milioane sau nici nu știu. Nu ți-ai făcut un calcul? Fiți atenți, când mergeam în turneu cu doamna Tamara Buciuceanu și când mi-a scos talonul de pensie după 40 de ani de scenă, și nu contează, deci după atâția ani, cum aud și la doamna aceasta, după atâția ani de zile să ai avea, nu știu, deci o sumă dintre 80 de lei, nu mai țin minte că, deci a venit și a spus, și toată lumea, ce domne că aveți bani, este total greșit, mari artiști, iar Teo este aici, dacă tu te uiți să vezi în urmă, mari artiști, noi am făcut chietă sau lumea a făcut chietă și a îngropat. Da. Și nu vreau să mai spun că sunt mari de tot și nu are sens să dau nume. Înțelegi? Deci trebuie să fiu un businessman. De aceea cei care sunt acum, prima dată se gândesc la bani și după aceea la cântat. Noi din totdeauna, mami, vrei la ora 6 să vin? Mai ții minte? Cum? La 5 eram acolo, meterez, adică niciodată nu ți-am cerut nimic, n-am cerut, că toată lumea spune, domnule, că dacă îmi vii la televizor te umpli de bani. Este greșit. De aceea sunt tristă că de câte ori mă duc, vă spun sincer, prețurile la mine se schimbă în față. Și la mine la fel. Băi, frățiuere, întreb cât e masa asta? Da, că scrie 300 de lei. Da, scrie, pentru nu e masa asta trebuie. A fost alta care s-a făcut nu știu cum și a rămas prețul. Și nu mai e valabilă. Și nu mai este. Deci în fața mea, îți dai seama. Asta e, băi, eu de-aia nu întreb prețul, cumpăr și asta este. Du-te, eu am pățit cu chiria. Cât e chiria la apartamentul ăsta? 250 de euro, dau un trezor. Pentru cine? Și zic, pentru mine. A, păi era 250. A fost, dar acum am primit... A plecat? Ia, uitați-vă. Am primit un SMS
Îmi dă 450. Cu 500 vi-l dau. Da. Nu mă mai duc, nu mai trebuie vești pur. Ai înțeles de ce am plecat eu la Reghin? Da. Nu, deci vă spun sincer, acum nu înseamnă că toată lumea trebuie să... Fiecare, dar, domne, discuți, prețul este preț. Dacă poți să... Deci, indiferent cine e om. Ăștia de la Reghin nu te cunoșteau? Nu că sau nu te cunoșteau cunosc. Mai bine. Deci, am fost ieri în magazin, nu contează. Deci, am fost în magazin, da? Mă, toată lumea nu este ca aici. Sunt altfel de oameni. Ah, ok. Zâmbesc, da ce doriți, te lasă în pace, nu-ți dă cele mai scumpe preț. Eu spuneam, domne, vreau și eu nu știu ce. Dar cum să nu? Stați, cred că am stat în magazin 5 ore, 6 ore, mă rupea... Au și timp, înseamnă. Nu că au și în timp, nu au stat cu mine. Ei acolo erau, dar... Știi cum e la București? Hai, hai! Hai, băierule, că trece timpul. Și mulți oameni, mă înțelegi, nu cumpărați de asta, poate cumpără domnul, poate cumpără doamna. Hai. Nu, este vorba, și vorba e vorbă. Prețul este preț, nu te păcălește nimeni, nu mie mi s-a întâmplat, erau niște oferte. Mă, mi-au luat ofertele din față, acum nu mai avem oferte. Nici nu m-am uitat la ce era ofertă, dar știi, acum nu mai avem oferte. Hai bine atunci. Nu, adevărul e că râdem, glumim, dar viața este greu de trăit și dacă nu ai bani... Nu este greu de trăit. Are colega o vorbă extraordinară, decât sărac și bolnav, mai bine bogat și fericit și, fericit și sănătos. Viață. Asta, nu ca să mai zic. Da. Îți mulțumim din tot și sufletul pentru tot. Fiți mă optimiști, George, pentru mâine. Dar eu sunt foarte optimistă și abia aștept să veniți... să vă primesc în casă la mine. Da, da, voi da, și noastră, noi abia așteptăm. Dacă las că aduc eu caseră la cu mici, te tu pune grătar. A, ce crezi? Avem grătar, stai liniștit, păi să ne facem viața. Să în curtea aia cu terasă, facem o cafea, niște mici cu muștar.